în Republica Moldova deja avem înregistrate 6 cazuri de gripă, dintre care 5 cazuri sunt înregistrate în Chișinău și sunt confirmate prin metoda de laborator, dintre care din aceste 5 cazuri de gripă în Chișinău, 3 sunt copii. Se primesc tratament și îngrijiri medicale. Cu părere de rău, încă nu avem vaccinul venit în Republica Moldova pentru a începe vaccinarea. Ca de obicei, procurarea vaccinului se face centralizat, nu se face la nivel de instituție medicală sau la nivel de municipiu, la nivel de republică. Trebuia vaccinul să vină cu vreo 2 săptămâni în urmă ca să începem acest proces de vaccinare a grupurilor de risc, dar cu părere de rău, acest vaccin n-a venit, trebuia încă săptămâna trecută să ajungă în Republica Moldova, astăzi este luni, încă n-a ajuns. Responsabilii de la Ministerul Sănătății ne dau asigurări că până la sfârșitul săptămânii vaccinul va fi în Republica Moldova și va fi repartizat sau distribuit către instituțiile medicale ca să reușim să ne încadrăm în acest proces de vaccinare. În cazul în care vaccinul vine săptămâna aceasta, nu este târziu de a începe vaccinarea. Într-adevăr, avem gripă confirmată prin metoda de laborator, este gripă sezonieră, în total 6 cazuri. Un caz este din Republică, din raioanele Republicii, 5 din Chișinău, dintre care 3 cazuri copii. Toți au primit tratament și îngrijiri medicale în condiții de spital, care este gripă sezonieră. Însă avem o creștere foarte mare la capitolul viroze. Și o să vă dau cifre, dintre care 70% copiii se îmbolnăvesc. Deci ultima săptămână avem 2142 cazuri de viroze, dintre care maturi 571, copii 1571, 73% constituie copiii. Ce aș recomanda acelora care vor să călătorească în țara vecină sau aici în Republica Moldova? Ar trebui să ia măsuri de protecție, în primul rând să poarte măști de protecție, atenție sporită la igiena personală și, nu ultimul rând, evitarea locurilor publice aglomerate. Iar în caz de primele semne de boală, se adreseze la medicul de familie.